Salut, sunt Alina Șerbu, trainer atelierele Ilbac și astăzi împreună cu modelul meu Ada o să realizăm un machiaj pentru Revelion. Începem prin a pregăti baza cu aplicarea unui fond de ten și a unui corector. Fixăm cu pudră translucidă pulbere. Protejăm zona de sub ochi cu pudră translucidă pentru a preveni căderea produsului. Stilizăm sprâncenele cu un gel colorat și le păstrăm cât mai naturale. Aplicăm un pigment argintiu pe ploapa mobilă. Blocăm pliul cu un mov prună cu care ne extindem mai mult spre exteriorul ochiului. Intensificăm pliul cu o nuanță mai închisă de mov. Continuăm prin a contura ploapa inferioară cu mov închis. Aplicăm un pigment argintiu cu irizații pentru luminozitate în colțul intern. Conturăm linia apei cu un tuș negru gel. Intensificăm baza genelor inferioare cu un fard negru mat. Continuăm prin a aplica o bază pentru glitter. Cu o pensulă plată tapotăm pe ploapa mobilă glitterul argintiu. Conturăm ploapa superioară cu o linie de tuș. Aplicăm mascara pe genele superioare și inferioare. Continuăm cu aplicarea unor gene false, în special în colțul extern al ochiului. Vom aplica iluminator pe zonele înalte ale feței. Conturăm pomeții cu o pudră de contur în culoare neutră. Aplicăm un blush roz prăfuit exact pe podul cel mai înalt al pomeților. Conturăm buzele cu un creion vișiniu. Aplicăm un ruj mat în aceeași nuanță aleasă. Aplicăm pudră iluminatoare pe zona decolteului, în special în zonele înalte, cum ar fi clavicula. Și încheiem cu fixarea machiajului cu un spray fixator. Acest machiaj poate fi purtat în seara de Revelion, în special la ținutele de gală.